Domnule Turturică, cum au reacționat oamenii când au aflat că pentru următoarele 14 zile practic sunt în stare de urgență, pentru că din nou se poate intra și ieși din localitate doar cu anumite motive bine întemeiate, spun autoritățile, fiind vorba despre jandarmi care păzesc localitatea? Care au fost reacțiile? Cum sunt oamenii? Păi oamenii au fost surprinși pentru închiderea localității, pentru că, în primul rând, s-a auzit în miezul nopții, deci toată decizia care s-a luat în timpul nopții. Și la ora 4 de dimineață, deja când s-a semnat ordinul, jandarmii erau la intrările din comună. Și vă dați seama că noaptea nu puteam să fac așa încât să audă populația. Deci au fost surprinși și a intervenit și panică, deci așa se lucrează la noi. Adică decizia a fost luată la miezul nopții, iar în această dimineață deja erau jandarmii acolo, nu v-au anunțat înainte, n-au existat nu discuții prealabile? Nu m-au anunțat decât un telefon la ora 9 să vin la prefectură că este ceva important. Am venit și toate cărțile au făcute. Da? Și au vorbit până la ora 11, au luat hotărâre, au trimis-o la București și domnul Arafat în jurul 3-4 a semnat ordinul. Dar atât de repede s-au mișcat și tot a fost plănuit, astfel încât jandarmii erau la ora 4 la toate intrările, noaptea. Cu toate că hotărârea care e a Comitetului Județean de Situații de Urgență și a fost comunicată la București, spunea că toată carantinarea se va face astăzi după ora 19. Pe de altă parte, sunt curioasă, care este situația cazurilor de coronavirus la dumneavoastră în comună? De ce este considerată această comună focar de COVID? Deci, eu m-am opus aseară măsurii restrictive de carantinare pentru că nu era cazul. Produce mai mult deranj și mai mult efecte negative decât pozitive, între ghilimele. Problema e așa, că am avut 20 de cazuri de lunea trecută. Deci acele 20 de cazuri au fost jumătate în spital, jumătate acasă, monitorizată de DSP. Deci toată săptămâna astea 20 de cazuri au fost și sunt spre vindecare. Adică aveți practic 10 cazuri în comun, dacă celelalte 10 sunt... Și dacă mai așteptau, așa cum trebuia să aștepte, oamenii care sunt internați au avut forme ușoare și trebuia să aștepte să facă testul. Deci testele le-am făcut cam pe joi, așa? Și vreau să vă spun că astăzi am verificat și doi dintre ei la Spitalul Câmpul Lung au ieșit cu testul negativ. Deci automat astăzi putem să vorbim de 18 și dacă mai... Eu oricum în cursul după amiezii o să verific toate familiile celor care sunt internați și să aflu starea lor și să demonstrez și voi demonstra și voi face public că această cifră de 20 care a fost lunea trecută și lunea trecută tot la prefectură a spus că la această cifră și cum stau lucrurile nu sunt motive de a carantina și vineri noaptea a carantinat-o tot pe aceleași această cifră de 20. Câți locuitori are în total comuna dumneavoastră? 4.000. Deci vorbim despre 10 oameni 4.046 în momentul de față, lăsându-i la o parte pe cei 8 care sunt în spital. Au fost foarte multe persoane din alte zone carantinate care vorbeau despre acționarea în judecată a statului român. Vă gândiți la aceeași variantă? Da, am vorbit cu un avocat și iau în calcul și această variantă. Vreau să merg cu acțiune de fond, să verific fondul problemei și motivele care au stat la baza acestei hotărâri, exact motivele reale. Da, de ce vorbiți despre motive reale? Ce suspiciune reale, aveți care avea altele decât cele invocate? Nu știu ce motive au invocat, pentru că practic nu mi-a comunicat niciodată persoanele care sunt infectate. Probabil nu există registrație și nu se pot face publice, dar așa fiind, eu din informațiile care le am, am o părere, dumnealor, din informațiile secretele pe care le au altă părere. Adică dumneavoastră, în calitate de primar, nu știți în momentul de față care sunt acele persoane bolnave? Nu știu, pentru că nu mi-a dat niciodată DSP-ul și probabil n-au cadrul legal, că nu pot să le facă publice. Dar dacă la un primar nu poți să-i dai persoanele care sunt infectate la nivelul UAT-ului, ce să facă el
ca să ia măsuri și să facă unele vizite la ceilalți acasă care sunt, au fost contact sau care, să zicem noi așa, a intrat în legătură și să le pună în vedere să facă lucruri. Ce foarte se poate pe scurt, face? Domnule primar, cu DSP ați încercat să luați legătura pentru a vă lămuri sau nu v-a răspuns nimeni? Nu, la DSP am primit datele oficiale în fiecare zi, numai celor care sunt contact, da? Și noi din aceste date am putut să deducem până la urmă că dacă ăștia sunt în contact și ceva din familia lor sunt și pozitivi. Și am făcut lucrurile astea și practic eu știu care sunt familiile respective, nu trebuie să-mi spună DSP-ul. Dar vă spun că s-au grăbit, da? Și acest 20 care i-a pus pe jar, 20-ul ăsta, toată săptămâna, au făcut în așa fel să-l mențină până la data de vineri și să execute comuna.